Da. Iată rama oarbă pe care tot vorbesc cu atâta bucurie, cu atâta înflăcărare. Ea aici, nu? Spuneam că se pune. Deci rama oarbă aici după diafragmă. Iată. Deci rama oarbă după diafragmă. Am pus și un mânier ca să pot să o accesez ușor. Iată așa. Deci stă foarte ușor, foarte bine aici. O ridic. Închipuiți-vă că stupul este pe poziția lui acolo. Aici catul stă pe marginea aceasta. Deci catul complet cu cele câte 11 rame îmi acoperă doar zona cuibului. Deci doar zona cuibului îmi acoperă. Iar buzunarul e liber. Am folie și sau puteți spune ce vreți dumneavoastră. Trebuie să fie ceva încât să putem vedea prin... să vedem... să putem ușor să o dăm deoparte. Așa. Dacă e folie, ne uităm și foarte ușor prin ea. Și uitați. Am ridicat-o. Pur și simplu am ridicat-o. A și populat-o acum. Na. Mi-am dat de lucru. Deci ar bine au și venit pe rama aceasta pentru că ei, ia uitați-vă ce s-a întâmplat aici. Toate sunt numai celulii trântori. E clar pentru toată lumea. Numai celulii trântori. În partea a doua, aici așa, au pus mierii. Observați? Au pus mierii. Această ramă n-are sârmă. Deci ea a fost numai partea din lemn pus, atât. Vă rog să vă uitați, nu avem sârmă deloc. Ei, acum va trebui să scutur. Totuși, am greșit aici ceva. Ce am greșit? Am lăsat să ecluzioneze niște o generație de trântori. N-am ajuns la timp și atât și bazaconul mi s-a întâmplat. Cum de fapt se întâmpla de fiecare dată când era cuibul acoperit. Acum am fost descoperit și cu toate acestea... Ei, na, că mi-a intrat acum sub mască. Cu toate acestea, datorită faptului că multe probleme am avut de rezolvat, cum și acum... Eu numai de filmare nu mi-ar arde, dar dacă știu că voi mă așteptați și puneți atâtea întrebări și așa de încântat sunteți să vedeți lucrurile acestea, am zis, las că eu fac eu, voi vedea cum voi face. Riscul să mă prind iarna, mă prind Crăciunul cu lucrările nefăcute astea. Asta e problema mea. Ei, spuneam acum că o ieșit de trântori, deci fapt, eu fosta ramă care era capcană pentru trântori, am transformat-o într-o pepinieră. Pur și simplu am înmulțit trântori acum aici. Dacă mă strădui ca să nu am nicio celulă, să nu am celule cu trântori pe rama, păi dacă aici n-am scos la timp rama, nu cumva din ceea ce însemna să țin varoa sub control, am ajutat la mulțirea varoa? Sigur că am mulțit-o. Asta e problema. Deci trebuie scos la timp fagurile. Fagurile acestea care e bătut de cupuiet, de trântori, deci rama oarbă controlată continuu. Ăsta e motivul foarte clar pentru care... Ah, m-ai și înțepat acum, da. Deci m-ai înțepat. M-ai intrat sub mască. Deci spuneam... Ăsta e motivul pentru care buzunarul acesta minunii rezolvă complet problema. Pentru că odată catul acesta care prinde întreg cuibul, vă dați seama când e cu mierii, ești în transport, chestii, nu știu ce, nu mai ajungi la timp la rama oarbă. Cum n-am ajuns eu la asta care am avut-o la vedere? Și n-am ajuns la timp. Da, păi când e sub cat. Așa că este nemaipomenit de important buzunarul. Dragilor, studiați, convingeți-vă și treceți pe nou model de stup bio. Eu, credeți-mă că am făcut experimentul vara asta, am constatat că lucrurile merg extraordinar de bine. Suntem în pragul unei revoluții, spune, în tehnologia creșterii albinei. V-am povestit că am stat de vorbă și cu ministrul agriculturii. Ce să vă spun, sunt șanse foarte mari să rezolvăm lucrurile
încât în perspectivă dumneavoastră să vă bucurați de... Dar am o rugăminte. Dacă ați constatat că sunt utili lecțiile mele, dacă efortul meu îl apreciați, am o rugăminte. Vă rog să mergeți la direcțiile agricole, fiecare dintre cei care vizionați așa, și să cereți să se uite și cei care stau pe scaunele acele acolo și organizează cursurile acestea de apicultură fără nicio eficiență, dar fără nicio eficiență. Cei care ies de acolo, de la cursul de apicultură, doar au hârtie în mână. Deci nu știu nimic legat de apicultură. Eu m-am convins de asta chiar din ce s-a întâmplat când am făcut cursurile eu. În momentul acela am fost și profesor și elev. Și am avut șansa că am avut câteva CD-uri și le-am pus acolo. Au fost oameni încântați de felul în care am desfășurat lecțiile. Așa că veniți cu presiuni, cereți ca la direcțiile agricole să mergeți pe videomanualul cu lucrări practice în apicultură, încât la cursurile acestea, la sfârșitul cursurilor, să puteți solicita pachetul cu CD-uri. Eu sunt gata, pregătit să fac matrițe. Le putem multiplica prin direcțiile județene, nu? De la agricultură, de la fiecare județ acolo. Și cursanții care termină să-și ia și pachetul de DVD-uri acasă, încât videomanualul să-l aibă și atunci când hotărăsc ei, au un videoplayer acasă și nu neapărat să ai calculator, videoplayer și cu televizorul pus, poți să vezi lecțiile atunci când dorești, când ai problema ta, când ai timp, și așa mai departe. Pentru că internetul, sigur că este o variantă, dar nu toată lumea are internet la țară, nu toată lumea, mai ales cei care sunt și lucrează chiar la țară, nu ai timp să ai și calculator, să știi să navighezi, să te uiți, să cauți. Ei, cei mai tineri fac aceasta. Eu sunt convins că marea majoritate a celor care mă accesează sunt cei tineri. Iată, vă arăt acum și o ramă de aceasta, cum s-a întâmplat ea, a fost crescută. Deci, o ramă din cat, pe zi mai are aproape 4 kg. I-a acopiat perfect. Dacă a fost un spațiu lăsat între, a acopiat complet și este full căpăcită. N-a lăsat nici o celulă. Da? Vă rog să urmăriți că nici o celulă n-a lăsat-o neacoperită, pentru că am ajuns târziu și când nu faci lucrări la timp, te trezești că practic era blocat asta. Deci, am găsit un cuib blocat. Și ele uzi pe gerame, toate full. Și nici o celulă, totul era căpăcit. Da. Așa că merită să aveți stupi de tipul acesta. Voi vă faceți acasă și crescătoria, aveți măți, aveți... E o activitate splendidă. E un spectacol, pur și simplu. Nu-ți revii de dată ce începe această activitate. Iată că aproape o oră s-a scurs. Eu nu mai știu câtă treabă am, dar voi meritați tot efortul meu. După ce am făcut lecții cu copiii și nepoții voștri și v-aș ruga să vă duceți de la Proful Online. Deci când intrați pe Google și tastați Proful Online în pagina mea, acolo aveți lecții pentru toate, pe toate clasele. Spuneți-le copiilor, nepoților, dintr-o altă localitate, dacă voi sunteți, în sfârșit, să pot accesa, și am început acum, bazele matematice. Este un capitol cu baze matematice unde abordez lucrurile de jos, 1-4. Matematica de la 1-4, care de fapt, dacă nu se aranjează cum trebuie la început, mai târziu nu mai merge nimic. Că totdeauna profesorii dau, de la gimnaziu, dau vina pe învățători, pe urmă la liceu pe profesor și așa mai departe. Și atunci am zis, hai să încep cu ăștia de jos, la bază. Așa cum am reușit cu videomanualul de apicultură, de fapt să o spun pe cea dreaptă, la matematică am plecat eu și când mi-am dat seama ce important este ca să pun
lucrările pe care le fac, să le pun, să fie filmate, să le pun pe internet, de acolo reușita de la apicultură m-a determinat să mă întorc din nou la matematică și iată pe timpul iernii să sper să reușesc să construiesc acest video manual. Sigur că ar fi extraordinar de bine dacă ministrul învățământului și toți ăștia m-ar reintegra din nou în învățământ, că mie am mai povestit, mi-a desfăcut contractul de muncă, mă las de 2 ani și jumătate, stau pe drumuri fără niciun salariu, fără nimic, doar cu gândul că trebuie să fac ceva important pentru cei mulți. Asta mi-a rămas. Dorința aceasta. Dacă m-ar duce la o școală și să încep să filmez, să filmeze cineva o televiziune să preia toată povestea asta. Nu cum stau eu acum cu camera în mână și cu rama într-o mână, la fel când mă filmez pe aici pe tabla asta care am la lângă stupină. Sunt niște condiții extraordinare. Eu nu știu cum ce care ar trebui să reacționeze, nu o fac. Nu știu de ce. Dar cred că voi, cei care vizionați filmele la apicultură, veți face presiuni trimițând copiii și nepoții spre matematică. Ei au mare nevoie, cum aveți voi de apicultură, au și de matematică acum. Și eu știu că este mare, mare, mare nevoie, pentru că totul este prost prezentat. Dacă colega aceea mea de învățătoare, care tot dă la televiziune, a intrat în greva foamei chipurile pentru a-i să mări salariile, eu aș intra în greva foamei numai pentru situația grea care este în învățământ. Deci nivelul extraordinar de slab al școlii a făcut ca să ajungă aici. Dacă îi luați școala unui popor, nu mai e nicio șansă. Juriști slabi, doctori slabi, profesori slabi, ingineri slabi și așa mai departe. Și atunci suntem într-o situație foarte grea. Speră să cine are urechi de auzit să audă și eu să fiu valorificat. Nu cer altceva, nu cer nici bani, nici nimic. Cer doar ideile mele să fie valorificate, pentru că foarte multă lume are nevoie de ceea ce știu eu. Și apoi eu am un principiu. Dacă Dumnezeu mi-a pus ceva în cap și ce să fac cu cunoștințe ce zi? Intru în pământ, când vine și timpul și ai plecat cu ele și nu ai lăsat nimic în urmă. Ce păcat este! Așa că voi presați spre direcțiile agricole, anunțați-vă copiii și nepoții și să sper că lucrurile vor merge în direcția cea bună. Vă mulțumesc!